Petrică Mugurel Dospina din Olt făcea parte dintr-o rețea de traficanți de țigări care acționa în Banat pe raza județelor Timiș și Arad. Anul trecut, el a fost anchetat de procurorii timișoreni și condamnat de magistrați la un an și o lună de închisoare cu amânare pentru că s-a urcat băul la volan. Acum a ajuns iar în vizorul anchetatorilor care au destructurat o rețea de traficanți de țigări. Bărbatul a fost reținut ieri, iar astăzi magistrații au emis pe numele său un mandat de arestare preventivă pentru 30 de zile. Olteanul a fost săltat ieri de polițiști alături de alte 7 persoane în urma a 21 de percheziții efectuate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice și a procurorilor de ICOT. În urma perchezițiilor au fost ridicate cantități importante de țigarete, diverse sume de bani, dar și o armă de foc, cartușe, un amortizor și 2 lunete. Anchetatorii au stabilit în urma cercetărilor efectuate până în prezent un prejudiciu de aproximativ 1.670.000 de lei.